Delegația orașului Tăuți Maghereu a obținut trei medalii de aur la concursul internațional ale soiurilor de vinuri europene desfășurat la Tuhov, în Polonia. Maramureșenii au participat cu trei sortimente de vin, roșu, alb și roze, cabernet, savignon și cuve, și toate au primit calificative maxime din partea arbitrilor internaționali. Tăuții Măghiereuș reprezintă un producător de vinuri din Halmeu și cu soiuri de ale acestuia s-au înscris în competiție. Este pentru al doilea an când micul oraș Maramureșan câștigă medalii la concursul de vinuri din Polonia, însă în 2017 metalele sunt mai valoroase. Evenimentul este înscris în programul manifestărilor organizate cu ocazia zilelor orașului Tuhov, cu care Tăuții Măghiereuș este înfrățit.